reprezentanții poliției rutiere. Imediat, suntem în direct. În jurul orei 11, pe Splaiul Independenței, în zona Semănătoarea, a avut loc un accident de circulație între două autoturisme, unul marca Nissan și celălalt un Dacia Logan tip taxi. Din impact a rezultat decesul celor doi conducători auto și rănirea ușoară a unui pasager din autovehiculul marca Nissan, care a fost transportat la Spitalul Universitar. Cercetările sunt continuate pentru a se stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier. Ce se cunoaște despre cum s-a întâmplat acest accident, despre dinamica lui? Mecanismul producerii este impactul frontal. Momentan se efectuează cercetări, urmându-se a se stabili vinovăția șoferilor. Mulțumim, a fost în direct de Da, așadar există și confirmarea oficială din partea poliției cu privire la modul în care s-a produs acest accident din capitală. Domnule Titiaur, spuneam înainte să ascultăm aceste declarații că în această perioadă în care foarte mulți oameni sunt plecați în vacanță, drumurile sunt mai libere și poate că asta îi tentează pe unii șoferi să accelereze și să conducă mai neatent? Da, am putea discuta și despre cauzele legale a accidentelor petrecute astăzi, ale accidentelor, dar aș vrea să vorbim mai mult despre cauze, să zic, din spatele cauzelor legale. Ce se poate spune? Taximetristul în general, și nu vorbesc de acest taximetrist, taximetristul în general se crede stăpânul șoselelor, crede că are multă experiență, are multă rutină și de multe ori intră exact în această capcană. Un șofer cu experiență este predispus accidentului nu pentru că nu știe anumite lucruri sau nu pentru că nu poate stăpâni mașina sau nu cunoaște reguli de circulație, ci pentru că se crede prea stăpân pe el, pentru că el crede că lui nu îi se poate întâmpla nimic și atunci apare neatenția, apare obișnuința de zi cu zi și în permanență la volan și poate să facă greșeli foarte mari. Și atunci soluția nu este decât una, protecția muncii din toate meseriile de pe lume care se